Chiar dacă rolele înseamnă 4 roți pe fiecare picior. Pardon. Cred că totuși trebuie să ies pe trotuar și nu pe carosabil, ca să patinez mai ales la început. Chiar dacă trotuarele nu toate sunt noi ca asta, dar carosabilul e chiar periculos. Patinez a doua oară, ca să zic așa, și a treia oară. Prima oară vreo jumătate de oră, a doua oară altă jumătate de oră și acum asta a treia oară cu patine. Încă n-am căzut niciodată, dar era cât pe aceea acum în intersecție, la zebra. Încă nu știu să frânez bine, de ce nu accelerez. Și nici nu știu să schimb viteza, direcția, să virez. De aceea trebuie să mai fac exerciții. Să văd ce o să fac acum la prag. Și pentru biciclete e problemă pragul. Și pentru role. Da, era scad iară. Acum să văd, l-a urcat. Greu l-a urcat, dar m-am descurcat. Și e a doua oară când filmez camera pe cască. Nu știu ce vede, dar cam asta văd și eu. Mă uit în jos cu grijă. Sper să nu cad niciodată sau dacă mi se întâmplă să cad, nu cad pe asfalt sau pe beton, ci eventual pe iarbă, pământ. Pista lui Ciucu de pe trotuar care se întoarce în unghi drept. Pista biciclistică, cine se pedaleze pe aici? Poate numai copii, începători, dar pedalacii profesioniști vor pe carosabil. E bine stau mai pe lângă garduri decât pe lângă carosada. Ups, iată mi-a folosit un gard. Și să merg ca rața sau ca pinguin. Pe picior pe altul și să las greutatea piciorul pe care merg, nu pe cel pe care mă împing. Secrete care le descoperi pe timpul sau le afle de pe tutoriale de pe internet. Aici ar trebui atent că e intersecție și poate să vină mașini. Și iată, prima dată am căzut și cred că mi-am făcut rău la mână. Bad. Am căzut în mâini.
să ne se înfle mâna asta. Am auzit cum a scrâșnit mânuța mea. Și am ieșit prima dată fără alte încălțăminte, am venit doar cu rotile, cu rolele. Deci numai așa trebuie să mă întorc acasă, cu rolele. Cu grijă, cu atenție, o să mă întorc. Da, sigur mi-am luxat ligamentele de aici, de la mână. Făcusem încălzire, dar nu știu cât de bine, trebuie pus rece acum aici. Mă duc acasă și scot gheață de la frigider. Acum trebuie să ajung acasă. Pohta ce-am pohtit. De mult visam role și iată le-am. În scoarul ăsta nu poți să intri pe altă parte decât pe acolo, pe la bulevard. O să vă povestesc dacă se mai întâmplă ceva.